Înțeleg de la actualul ministru, domnul Vlad Voiculescu, că până în septembrie își propune să vaccineze 10,4 milioane de români. E posibil să atingem această țintă? Putem face un calcul, să vedem cât se vaccinează pe zi și câte zile mai sunt până atunci. Eu cred că nu. Eu cred că nu, pentru că în acest ritm în care vaccinăm astăzi, cu program de la 8 dimineața până maximum la 6 după amiază și cu unități care nu funcționează sâmbătă și duminica, spre deosebire de exemplu de Israel care vaccinează și noaptea, spre deosebire de Marea Britanie care a vaccinat, dacă nu mă înșel, 20% din populație, aproape 20% din populație, și vaccinează în continuare. Cred că suntem foarte departe de a ajunge la o asemenea țintă. Câteodată am impresia că domnul Vlad Voiculescu este în opoziție. Pentru că ceea ce spune domnia sa se bate în cap cu ceea ce spun oficialii guvernamentali, inclusiv cu măsurile de relaxare. A existat o polemică între și practic o disensiune între ceea ce a semnat și ceea ce a spus. Nu, chiar nu înțeleg care este motivul pentru care această comunicare nu se duce liniar, nu se duce pe aceleași teme și cu aceleași mesaje care trebuie să ajungă la oameni. În momentul în care la oameni ajung mesaje contradictorii sau mesaje care nu sunt în linia comunicării oficiale, oamenii își pun întrebări.